ceea ce armata, armata României, ca să fiu mai precis, a dus de-a lungul secolelor. Cu adresă mă refer la Armata României Moderne, cea de la Cuza încoace, până în zilele noastre. Mă rog, iertat că vie exprimarea cea mai rămas din armata, față de care, în mod absolut personal și cred că oricare dintre dumneavoastră, am un respect deosebit. Pentru ceea ce o să vedeți în cele ce urmează, vă avertizez că imaginile pe care le veți viziona sunt foarte aproape de subiectul tratat de în nostru oaspete, conferențiarul Vasile Șoimaru, îl aveți acolo. Cetățenul și jurnalistul, ambii fiind, așa cum spun eu, cu sufletul și cu tot ce mi-aparține, doi români din România, din stânga Prutului. Este vorba de domnul Vlad Tohilan, jurnalist de Elită. Le mulțumim pentru că au trudit, pentru că e o trudă să vii tocmai de acolo atâtea sute de kilometri, pentru a ne prezenta părerile nu numai ale dânșilor, ci și ale celor pe care îi reprezintă. Vom vedea în cele ce urmează câteva fragmente din ceea ce a însemnat războiul. Vom vedea câteva fragmente din ceea ce războiul face din om, face o fiară. Este vorba de lupta pentru supraviețuire. Acolo fiecare e pe cont propriu la un moment dat. Am avut multe scene dure. Armata română, la ordinul Mareșalului, în iunie 1941, a trecut Prutul. Este bine de știut și mă adresez în special tinerilor. Armata română nu a trecut, nu a pășit peste teren străin. A pășit pe teritoriul românesc. Pentru că Basarabia a fost și este pământ românesc. Aș vrea, înainte de vizionarea filmului, să vă cer îngăduința acordării unui moment dedicat unor personalități ale acestui popor. La 20 mai anul acesta, a trecut la cele veșnice istoricul, marele român și marele patriot, Gheorghe Buzatu. La 1 iunie 1946 a pierit urmare a mascaradei care s-a impus un alt român, contestat de unii, elogiat de alții, dar care face parte din istoria acestui neam. Este vorba de Mareșalul Ion Antonescu. Cu vă cer îngăduința să acordăm un moment de reculegere pentru cei doi. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă dăgnească! Îmi place să spun că Gheorghe Buzatu, care a fost unul dintre, dacă nu cel mai mare expert în istoria modernă și contemporană a României, a plecat la întâlnirea cu Mareșalul, pe care l-a apărat, cum n-a făcut-o nimeni altcineva. Am să rog să acordați câteva minute de atenție. Este un film foarte scurt, nu durează decât un sfert de oră, dar este un preambul la ceea ce se va întâmpla în continuare și cei doi oaspeți ai noștri, înalți oaspeți ai noștri, vor ști să ne spună. Vă mulțumesc!